La Constanța ies zilnic în stradă în jur de 50 de angajați ai Direcției de Sănătate Publică, care susțin că vor renunța la acțiuni doar dacă salariile lor vor fi la fel cu cele ale colegilor din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Protestatarii amenință că nu vor mai vira bani prin care Ministerul Sănătății susține activitatea unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri urgențe din spitale. În luna martie am depus în Parlament un amendament ca și angajații DSP să beneficieze de același drept, pentru că sunt instituții asemănătoare cu cei de la Casa Națională de Sănătate, CNAS. Spre surpriza noastră, parlamentarii au votat împotriva acestui amendament și, ca urmare, în jur de 4.200 de salariați care lucrează în inima sistemului sanitar au fost excluși, a precizat Marius Sepi, reprezentantul Sindicatului Național Forța Legii. După ani întregi de muncă, angajații DSP au salarii de 4.000 de lei, bani care nu sunt suficienți de la o lună la alta, susțin aceștia. Dacă vor sista plățile, vor fi afectați și asistenții comunitari, dar și personalul din cabinetele medicale școlare, care sunt plătiți tot din fonduri de la Ministerul Sănătății, bani care ajung tot prin intermediul direcțiilor de sănătate publică. Dacă cei de la DSP vor decide să sisteze plățile către noi, nu avem ce face. Vom vedea ce se întâmplă, dar poate nu se va întâmpla acest lucru. La acest moment, la noi, totul este în regulă. Am plătit salariile, nu avem probleme financiare, suntem la zi cu plățile către furnizori, investițiile merg mai departe, a precizat Ionuț Cornel Ionescu, managerul SCJ-ul Constanța. De cealaltă parte însă, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a spus că revendicările angajaților din DSP-uri care protestează acum sunt îndreptățite și că în cele din urmă se vor găsi soluții.